Bună ziua, dragii mei! Bine ați venit la Puffy Kitchen! Astăzi am cumpărat aceste căpșuni din plastic. Sunt reduse un euro scătula. Sunt aici împreună cu colegul meu. El iarăși a cumpărat niște cartofi, poate bio. Cred că jumate tot din plastic sunt, de la Alin Natura, și vă vom face o demonstrație de bucătăreală adevărată. Vrem să facem concurență la alte bucătării, gen... Papi Kitchen, și altele gen... Oti Kuchen. Sau mai știu eu care. Deci, după cum vedeți, aceste căpșunele din plastic le tăiem în toate condițele. O secundă. Înregistrez pentru... Haide sus! Aceste... Ava! Deci, sunt un pic zbărcite, stricate, dar nu contează, le curățăm, le hidratăm un pic cu apă, le facem să arate un pic așa estetic. Deja îmi plouă în gură, lasă gura apă. Ups, de una mea alunecat, fiind foarte alunecăcioasă, de la mâzga care s-a format din cauza stricăciunii, dar în general mergem. Nu-i niciun fel de problemă și ne pregătim de masa de prânz. Vom mânca niște cartofiori friți în ulei. ulei de sonnenblumen, dublu rafinat. Deci rețineți, ăsta este tot secretul la bucătărie și mai ales la cartofi prăjiți trebuiește folosit acest ulei Sonnenblumen, cel mai ieftin, dublu, triplu, quadruplu rafinat. Altfel nu vă iese. Și dacă puteți să-l păstrați pentru a doua, a treia, o 100 frigere. După 100 de frigeri, se poate arunca cu încredere la tulumbă, la tomberonul de gunoi. Așa. Vom mai face, acum am terminat de curățat codițele, vom spăla căpșunelele, foarte elegant, așa, apă rece. Deci nu cu apă caldă. Vă rog să nu mai folosiți apă caldă la bucătărie. Este nerecomandat minorilor și nu este bună deloc. Apa caldă vine direct din boilerul central, care este plin cu rugină, cu tot felul de prostii. Așa. Acum vom șterge un pic masa aici. Lăsăm un pic aceste căpșunele să aibă așa stropii de apă rece un pic, să se hidrateze, să pară mai fragede, mai proaspete, și ne dregem cu doi stropi așa de coniacel. Între timp pregătim cârnațul. Ce mai fiși pe ăla? Da. Flaviu scoate deja cartofii care s-au rumenit, s-au făcut, s-au frice mâine pe asta. Ce e acolo? Pește? Nu sper. De ce? Nu vom mai folosi acest cabanoz, îl vom face mâine. Astăzi vom face un șnițel înghețat, care îl vom dezgheța direct în uleiul super închis. Deci, această prostie să lăsăm carnea la dezghețat. Dezghețat, nebune. La dezghețat. Nu. Dezghețat. Direct înghețată în ulei, iese super fragedă și...
dacă o lăsați 10 minute de bine croncantă, așa frumoasă. Croncantă. Lasă gura, bă. Îți lasă gura. De îți curg apele din gură, Dunărea ia să răbufnește. Superb. Și vom mânca, vom asezona acești cartofi prăjiți cu niște murături pe care le-am pus astă toamnă. Este vorba de niște gogoșari semi-iuți umpluți cu o varză în formă de șpiț. Se cheamă Spitzkohl în limba germană. E atât special de mine. Da. Este o chestie foarte interesantă. Hai. După aceea voi tăia căpșunele, voi presăra zahăr care este foarte bun și le voi băga la frigider. Poftă bună!